Biroul executiv al Partidului Național Liberal a votat excluderea din partid a deputatului Dan Vâlceanu. După anunțul președintelui PNL Nicolae Ciucă, Dan Vâlceanu a avut o reacție ironică la adresa fostului premier și i-a adus aminte de plagiatul său. Totodată, deputatul a spus că decizia excluderii din partid nu este încă finală. Ultima decizie a fost aceea de a da curs unei solicitări a filialei Gorj în ceea ce privește exprimarea solicitării de excludere din partid a domnului deputat Dan Vâlceanu. După declarația președintelui PNL Nicolae Ciucă, Dan Vâlceanu a transmis că încă este membru de partid. Sunt încă deputat PNL, asta e doar o propunere. Asta s-a votat doar o propunere către Consiliul Național. Deci biroul executiv propune Consiliul Național excluderea. Am primit o invitație la ședință de PEX în care mi se aduce la cunoștință faptul că sunt invitat să mă prezint la o ședință a biroului executiv, urmând a fi propus o sancțiune la adresa mea. Bine, și mi se enumerau câteva articole din statutul Partidului Național Liberal. Inițial, când am citit-o, am crezut că cineva vrea să se autoexcludă partid și mă cheamă să fiu și eu de față, să mă uit cum face asta. Deputatul Dan Vâlceanu a avut și mai multe ironii la adresa fostului coleg de guvern Nicolae Ciucă și a plagiatului său care încalcă statutul de membru PNL. Obligațiile membrului PNL sunt să respecte normele de integritate și morală publică. Și zic, domnul Ferește, doar n-am plagiat eu. Zic, eu doar am condamnat pe ea care au plagiat și am spus că fac rău partidului. Și uite că și statutul spune asta. Comunicarea respectivă, da. Domne, trebuie să respecti programul de guvernare. Și zic, iau ce chestie, trebuie să ne ținem de cuvânt față de electorat. Adică să nu facem cu PSD. În campanie, programul electoral a fost bazat pe mesajul fără PSD. Însă Dan Vâlceanu aduce aminte și de alte promisiuni pe care PNL le-a abandonat pe drumul către guvernare. În programul de guvernare am avut clar scris că nu vom măjura taxe și nu vom introduce taxe noi și vom aloca și vom cheltui, de fapt, 7% la investiții. Nu ne-am ținut de niciuna din aceste chestiuni scrise în programul de guvernare și zic, Doamne ferește, să nu le-am făcut eu. Toate abaterele le-au făcut alții. Da. Și zic, cred că mă cheamă să se autoexcludă. Dar nu s-a întâmplat așa.